importante de dans sportiv și cele mai importante rezultate sunt faptul că am câștigat Cupa României și am ieșit vice-campion național. Care este motivul principal pentru care în 14 ani de zile n-ați renunțat la dans și nu poți să mai renunțați la activitatea asta? Pentru noi dansul a devenit un mod de viață, e ceva care facem de când ne știm și practic e o parte din viața noastră și nu putem concepe ca vreodată să mai avem vreo legătură cu dansul. Pentru noi dansul este o pasiune și este un mod prin care noi ne exprimăm chiar și bucuria. În perioadele în care nu mai aveam antrenamente, aveam vacanță, ne trezeam dansând prin casă. Care credeți că este vârsta optimă pentru a te apuca de dans și cam cât timp ați dedicat voi activității? Bineînțeles, vârsta optimă este o vârstă cât mai fragedă. Ideal ar fi vârsta de 5 ani, 5 ani și jumătate. Este vârsta la care copilul reușește să dobândească un grad de atenție mai ridicat. Până la 5 ani e un pic pierdut așa în spațiu, ca să spun, din punct de vedere atenție. Dar începând cu 5 ani și jumătate poate să învețe primii pași de dans. Pentru a ajunge la performanță, dacă încep de mic, trebuie să dedici foarte mult timp dansului. În general, cam 2 ore jumate pe zi un antrenament, înainte de competițiile mai importante, câteva luni, chiar și mai multe antrenamente pe zi, nu contează, e sâmbătă, duminică, trebuie să continui să te antrenezi dacă vrei să fii bun. Ok, spuneți-mi, având în vedere că voi amândoi sunteți absolvenți de cu totul și cu totul altă disciplină, Ce v-a făcut să mergeți spre dans și ce v-a făcut să vă apucați de antrenorat? Noi suntem absolvenți de inginerie electrică și calculatoare. Cine aude chestia asta își dă seama, bineînțeles, că n-am nicio treabă cu dansul. Am hotărât să urmăm o facultate serioasă și în ultimul an al facultății am absolvit și școala de antrenori. Bineînțeles, ne-am dat seama că ne-ar fi foarte greu să schimbăm dansul cu ingineria și în momentul acela am hotărât să ne direcționăm către cariera de antrenor. Cât la sută din munca pe care o faceți voi, din activitatea asta pe care o depuneți voi cu dansul, cât la sută înseamnă muncă și cât la sută e distracție? Și putem să spunem că la un moment dat trebuie să facem și sacrificii pentru a face chestiile care ne plac? Din moment ce îți place să dansezi, poți să zici că e și distracție, dar totuși un adevărat sportiv privește foarte serios ceea ce face, este într-adevăr o muncă. Pentru un copil, una e să stai în fața blocului să pierzi timpul, alta e să stai în sala de antrenament și să transpiri acolo muncind. Dar în ceea ce ne privește, se pune problema și de sacrificiu și din partea noastră și din partea părinților, pentru că ei ne-au sprijinit financiar până la vârsta majoratului. În ceea ce privește procentajul muncă-talent, este foarte importantă munca. Talentul, dacă există, mai ajută și suplinește munca, dar în principal este vorba de muncă. În ce fel ne ajută dansul să devenim mai sănătoși sau să ne păstrăm mai sănătoși? Dansul este un sport și sportul presupune mișcare. Mișcarea, bineînțeles, duce la sănătate, făcut în mod rațional, evident. Dansul poate rezolva multe probleme de sănătate. Să vă enumăr câteva.
creează o musculatură frumoasă, ajută foarte mult la slăbit, la reducerea celulitei, crește rezistența fizică a persoanei, nu o să mai bufui pe scări după aia dacă ai făcut dans, și eu cred că este o alternativă foarte bună la sala de fitness, adică dansul este o mișcare care ne plictisește și chiar și starea de spirit o îmbunătățește, reduce stresul foarte mult. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or Hollywood. I'm taking a greyhound on the Hudson River line. Școala noastră de dans împreună cu acasă.ro vă invită să participați la concursul Sănătate în pași de dans.